Bună dimineața, vă dau și în ziua asta de 16 noiembrie, în prima zi a săptămânii, în prima zi a postului Crăciunului. Nici nu știți că m-am gândit că o să ne întâlnim astăzi de la 10. Cred că și voi v-ați bucurat, nu? Că ne aflăm aici împreună să ne discutăm bucuriile, să ne discutăm de necazurile, să mai vedem ce se întâmplă și mai ales să încercăm să înțelegem ce ni se întâmplă. Bună dimineața, vă dau! Bine ați venit pe canalul de YouTube al lui Nicu Bendea. Clopoțelul a sunat și eu în fața voastră m-am prezentat. Cu o cafeluță, bineînțeles, de la Alexandra din Germania. Îi mulțumesc tare mult! De pe buymeacoffee.com, o cafea pentru mine a cumpărat. Mulțumesc tare mult! Cafeaua e excepțională, cafeaua extraordinară, doar că în dimineața asta mi-am făcut-o amară. Amară cum a fost și weekendul care a trecut. Ieri, dacă ați observat, n-am postat nimic video, nici pe Facebook, nici aici pe YouTube. Am preferat să tac și să mă gândesc. Cred că și voi ați făcut asta în multe momente ale zilei. Am avut un weekend așa bulversant. Vineri a fost vinerea neagră, vinerea reducerilor și după aia a urmat sâmbăta. Sâmbăta neagră cu nenorocirea, cu dezastru de la secția de ATI a spitalului din Neamț. Iată că focul și-a făcut iară de cap, a luat câteva vieți omenești și așa chinuite pe motiv de guvid. Iar ni s-a dovedit a câta oară slăbiciunea, incompetența și slaba conducere la care suntem supuși. Supuși, noi cei care votăm, suntem supuși celor pe care i-am votat. Și iată că nu sunt stare, guvern cu guvern, președinte cu președinte, să facă ceva pentru țara asta, ca să nu se mai întâmple atâtea catastrofe, atâtea nenorociri și atâtea necazuri. Ați văzut că eroii sunt printre noi. Eroii nu pun mâna la inimă când e 1 decembrie, nu se afișează cu steagul tricolor, nu. Eroii salvează vieți. Cazul doctorului Denciu, care era de gardă acolo și care a sărit în flăcări, că așa e la noi, până să vină pompierii, mai salvezi tu ce poți. Îi dorim, cred că, și voi sunteți în asentimentul meu, multă sănătate și putere de supraviețuire, de recuperare. Îi în Belgia, îi bine. Noi, după tragedia de la Colectiv, n-am reușit să facem câteva paturi pentru cazuri în care avem situații de astea. Pentru mare arș, așa cum li se spune, nu avem condiții în România. În România asta, așa numită noi așa, grădina Maicii Domnului, grânarul Europei, cu Bucureștiul, micul Paris, nu suntem în stare să facem nimic pentru viața noastră, pentru sănătatea noastră. Îi votăm, îi lăsăm acolo 4 ani și ei își fac de cap. Managerii de spitale. Managerii de spitale sunt ba chelneri, ba patroni de pompe funebre, ba oameni descurcăreți, ba oameni pricepuți la toate, numai la administrarea unui spital, nu. Au mutat secția de la un etaj la altul și la câteva ore s-a întâmplat nenorocirea. Bineînțeles, toți suntem vinovați. Asta e ca și cum ai zice, nimeni nu-i de vină, dar toți suntem vinovați, așa a spus domnul Nelu Tătaru, vrând parcă să ia din responsabilitate, să ia responsabilitatea de pe umerii celor vinovați. Dacă stăm și noi un pic și ne gândim, găsim vinovații și găsim ușor. Dar interesele politice, mafia, să-i zicem așa, mafia din politică nu ne lasă să vedem până în miezul lucrurilor. Așa că dăm din numeri resemnați, dar până când? Între timp, văzând că lângă noi mor cei dragi. Să le fie țărână ușoară. Toți suntem vinovați, da. Așa e de simplu să zici. Aveau un spital modular la Lețcane, acolo în zonă undeva, nu? Dar spitalul nu poate fi dat în funcțiune ca să se mai descongestioneze secțiile ATI din zona Moldovei de acolo, nu poate fi, pentru că spitalul ăla e într-o dispută politică. Oficialitățile locale și cu oficialitățile guvernamentale nu cad la pace ca să dea în folosință acel spital. Bineînțeles că după o tragedie, după o catastrofă de asta, multă lume pune capul în pământ, dar sunt și câțiva revoltați. Președintele a fost și el la biserică, s-a rugat pentru sufletul celor dispăruți. Un gest frumos, da, vorba aia de 6 ani, tot pas cu pas, pentru o Românie normală.
lucru bine făcut. Dar noi n-am început niciun lucru bine ca să-l putem continua. Și în ăștia 6 ani serios nu se vede nimic bine făcut. Numai PSD, PSD, PSD. Pentru toate e de vină PSD-ul. Dacă nu PSD-ul, PNL-ul. Dacă nu PNL-ul, PMS. Pasăm vorba aia, pisica moartă, de la unii la alții. Papa, săracul, și el s-a rugat pentru sufletele celor decedați. Ambasadorul Americii a spus că America ne va ajuta să reparăm, să reconstruim spitale. Așa, și noi ce facem? Dacă n-am avea și noi fonduri, dacă minte n-avem, n-avem minte, n-avem coeziune, lasă că merge și așa. Celebrele vorbe românești, mie nu mi se întâmplă. Ce e în curtea vecinului nu mă interesează. Săracul de el, dar mie nu mi se întâmplă. Rezolvăm. Deci dacă nu sunt lucrurile în regulă, cumva rezolvăm, facem să fie bine. Merge și așa. Cuvinte românești pe care le purtăm tatuate în suflet. Ne-am resemnat. Ne-am resemnat, acum au început și postul Crăciunului. Avem vreo 40 de zile așa de gândire. Bineînțeles că trebuie să mai și muncim și să mai facem ceva, dar cred că e și un prilej bun de gândire, mai ales că în 6 sunt alegerile parlamentare. Să ne gândim, oare chiar nu putem schimba nimic cu votul nostru? Se apropie 31 de ani de la Revoluție, 31 de ani în care ne-a mers aproape mai rău ca în aia 47 de comunism. Chiar nu se poate schimba, nu se vrea, nu se știe. Eu înțeleg că sunt teoriile conspirației, dar las-o încolo. Las-o încolo. Uite, până și în Basarabia s-a schimbat. Acum, iar o să se spune că și acolo Maia Sandu-i pusă de ceva servicii, de ceva, dar totuși e o chestie, domnule, Dodon a fost dat deoparte și a câștigat Maia Sandu, pro-europeană. Dacă ar mai fi trăit scriitorul, marele dizident, de fapt singurul, al României, Paul Goma, mort cel de guvid în primăvara asta, la 85 de ani, dacă ar mai fi trăit Paul Goma, s-ar fi bucurat. În stilul lui s-ar fi bucurat, ar fi făcut o supă sau o ciorbă cu leuștean, că își dusese sau primea la Paris semințe de leuștean și le cultiva în locuința socială, că el până a murit a trăit într-o locuință socială. Marele dizident român, da? Și-ar fi făcut o ciorbă de leuștean, ar fi jubilat și după aia ar fi căzut pe gânduri și ar fi dat seama că oricum nu se schimbă nimic. Îi schimbăm, dar pentru noi nu se vede schimbare. Am încercat să-mi adaptez tonul, să nu fiu așa de virulent și vehement. Năcăjit, supărat. Așa, vezi că parcă nu mai ești la liman. Oricât ai face, oricât ai încerca, nu se vede acea luminiță promisă încă din 96, acea luminiță de la capătul tunelului. Astăzi e ziua internațională a toleranței. Suntem toleranți, îi tolerăm, ba mai mult decât atâta, îi și votăm și susținem. Ei, dar de la a fi tolerant până a le da voie să ne transforme țara într-o casă de toleranță, vedeți că e numai un pas. Suntem și noi cu probleme, suntem și noi cu vicii, suntem și noi cu lipsuri. Dar nu suntem suficient sau nu suntem destul de proști ca să nu vedem lucrurile în ansamblu, să vedem, să nu putem arăta cu degetul. Știu că schimbarea pornește de la fiecare dintre noi, dar parcă prea proaste exemple ne dau cei din fruntea statului, cei care ar trebui să ne spună cum să facem, să ne învețe, să-i urmăm, că normal că punem și noi umărul, că aici trăim deocamdată, în țara asta. Și cei care sunt diasporă, noaptea visează sau se visează România. Ce blestem, măi! Așa oameni generoși, așa oameni deștepți și așa proști conducători, așa țară minunată, așa tradiții, așa bogății. Și să fim tot timpul codașii lumii, codașii Europei, să ne arate toți cu degetul, să ne facem rău nouă. Noi să ne facem rău. Cum e asta? Ce necaz? Să medităm un pic, să ne gândim în postul ăsta al Crăciunului, al renașterii, așa cum se zice, al renașterii spirituale. Să ne gândim. Ca și Alex Bodi, săracul, acum 30 de zile, stă și se gândește, oare Radio Nova cu Bianca Drăgușanu învață în astea 30 de zile să facă niște chiftele și să-i ducă? Am încercat o notă mai optimistă de final. Hai că e săptămâna numai la început, să nu ne demoralizăm.
Ne vedem și mâine de la 10, cu gânduri și cu noutăți, sper, mai bune. Cafeaua de la Alexandra de pe Buy Me a Coffee. Sănătate, gânduri bune și optimism. Orice ar fi, mergem înainte. Cu toate dezamăgirile, cu toate nenorocirile care ne pândesc și ne înconjoară, să nu ne lăsăm, să mergem înainte. Că noi suntem români, noi suntem români. Nici telefonul nu reacționează. Știți aia, noi suntem aici în veci stăpâni. E, dar stăpânii noștri sunt de tătă prostia.